În județul Neamț, marea majoritate a școlilor erau până astăzi în pericol de a rămâne fără bani de salarii pentru personalul didactic și nedidactic. Vineri, 11 noiembrie, din cele 134 de școli cu personalitate juridică, doar 15 ar mai fi avut, potrivit liderului de sindicat Gabriel Ploscă, bani de salarii până la sfârșitul anului. În această categorie din Roman și zonă intră școlile din Cordun, Oniceni, Tămășeni, Valea Ursului, din zona metropolitană, precum și Colegiul Național Roman Vodă și Liceul cu program sportiv Roman. Sindicatele sunt atât de revoltate împotriva deciziilor guvernamentale aberante, încât susțin că singura soluție ar fi ca dascării să aibă curajul să pună lacătul pe școli. Printre demersurile făcute de sindicate a fost și înaintarea către Ministerul Educației în cursul zilei de vineri, 11 noiembrie, a unei adrese prin care Gabriel Ploscă atrage atenția conducerii Ministerului Educației referitor la situația în care se găsesc școlile din Neamț în ceea ce privește salariile pentru perioada octombrie-decembrie 2016. Deci, inspectoratul școlar, în momentul ăsta, nu are ce să facă mai mult, doamna Ozeană. O să la nivelul județului rectificare internă, a spus. Nu, ce rectificare internă? Pe ce să faci rectificare? Să iei de la unii, să dai la alții, să-i lași pe aia cu gaura, doamnă? De unde se ia? Eu vă spun ce sunt, cum sună declarația asta, ori bătaie din joc. Ăștia vorbesc prostii, dar eu am, doamna Odeală, am înaintea mea situația cu cele mai trebuie până la sfârșitul anului. Ziceți-mi. Cât câteva școli, cum v-am spus azi dimineața, din total care au bani până la sfârșitul anului școlar și vă spun din zona Roman care sunt. Ziceți, Zoro. Au bani. Da. Cordunul. Da. LPS-ul, liceu cu programe sportiv. Roman Vodă. Oniceni. Tămășeni. Da. Valea Ursului. Da. Și atât. Deci, decât școlile astea nu au nevoie de sume suplimentare. Aha. Și atunci, de unde să ia? Ce rectificare? Sunt unii care, într-adevăr, au pentru luna octombrie și probabil pentru jumătate din luna noiembrie. Păi ce se poate? Ia de la ea. Și totuși, inspectoratul școlar a reușit încă de vineri, 11 noiembrie, să rezolve problema salariilor pe luna octombrie pentru toți cei care lucrează în învățământul nemțean. La Neamț, în momentul acesta, nu mai sunt probleme legate de salariile cazurilor didactice pentru școlile unde au existat acele probleme. Cele două mari aspecte care determină această situație sunt, unul, în mediul rural, faptul că avem clase sub-efectiv, ceea ce face ca suma totală a rezultatului de finanțare pe elev să fie suficientă pentru asigurarea salariilor, și doi, faptul că la unitățile școlare mari, numărul cazurilor didactice cu gradul 1 respectiv cu doctorat este mare, și ceea ce determină scăderea sumei pentru a Mai marele peste învățământul nemțean a spus că soluțiile găsite sunt provizorii și că pentru lunile următoare se așteaptă rectificarea bugetară din 25 noiembrie. De altfel, la întâlnirea de la sfârșitul săptămânii trecute care a avut loc la Tulcea, ministrul secretar de stat în Ministerul Educației Monica Aniței a recunoscut în fața inspectorilor generali prezenți la întâlnirea de lucru că se impune legiferată în regim de urgență necesitatea ridicării valorii care se acordă pentru finanțarea per elev, sumă ce trebuie corelată realităților de încadrare din școli și nu strict pe numărul de elevi, așa cum se întâmplă în prezent. Deci, la întâlnirea cu doamna secretară de stat, Monica Aniței, am abordat și problema aceasta, care nu este specifică numai Neamțului, este o problemă la nivel național, și împreună am ajuns la concluzia că ar fi necesar modificarea valorii unității care se acordă pentru finanțarea pe elev. Este evident că acest lucru este necesar pentru că salariile au crescut, au crescut. Noi lucrăm cu aceeași sumă care am bugetat-o la început de an. De ani de zile, sindicatele atrag atenția asupra faptului că standardele calculate de minister pentru finanțarea per elev ar fi incorrecte și insuficiente, dar mai ales faptul că nu există coeficienți de corecție a anomaliilor din actualul act normativ.
Există situații în care nu se ține seama de faptul că în școli sunt unități cu un număr mare de elevi, dar încadrate cu dascăl cu vechime de peste 25 de ani, gradul didactic întâi și gradații de merit, unde fondul de salarii este cu mult mai mare decât cel repartizat în prezent, lucru de care nu s-a ținut cont la stabilirea costurilor standard. Pe de altă parte, în mediul rural, mai ales, există clase care funcționează sub numărul minim de elevi, care ar trebui să fie de 15 la grădiniță, 20-25 la învățământul primar, 25-30 la gimnaziu și 28-30 la liceu. Conform datelor deținute de sindicate, în 10 noiembrie se știa că la nivelul județului Neamț în 20 de unități școlare era depășit fondul de salarii și că în luna decembrie doar 17 școli se vor putea încadra în cheltuielile cu salariile dacă guvernul nu intervine cu o rectificare bugetară. Sindicatele apreciau faptul că județul ar mai avea nevoie de suplimentări la fondul de salarii de vreo 20 de milioane de roni.